Bună seara, dragii mei! De fapt, noapte bună, cum s-ar zice la unii care dormiți. Aici este 11 și ceva, la voi este 12 și, da? Am intrat în această noapte, având în vedere faptul că astăzi am fost foarte revoltată pentru tot ce se întâmplă în această lume și eu nu sunt de acord cu așa ceva, ca să facem niște rugăciuni, să zicem așa, un pic mai speciale, într-un mod sau altul. Am aici o psaltiră care este luată de la Arsenie Boca. Știți toți cine a fost Arsenie Boca, toată lumea îl cunoaște. Umbla mult la acele mânății, la Arsenie Boca. Această psaltiră este veche, o am de ani și ani, pe care eu mă rog, sunt psalmii lui Davide. Sunt foarte puternici, dacă se fac cu încredere și cu credință. Am această lumânare maro, care bineînțeles am dedicat-o la Arsenie Boca, la Sfântul Anton și bineînțeles la acest Padre Pio din Italia, care în 23 septembrie a fost ziua lui, a fost un sfânt care era stigmatizat, ieșea stigmatele Domnului Iisus pe mână. Sunt un pic răgușită că sunt și nervoasă și obosită. Dar nu contează, nervii trec, toate trec în viață, toate sunt trecătoare. În această noapte, dragii mei, eu voi deschide psaltirea, în primul și în primul rând, pentru tot ce se întâmplă în această lume. Și vom vedea, dragii mei, ce spune Sfânta Psaltire, da? Bineînțeles că voi deschide psaltirea și pentru voi toți cei care mă urmăriți, să vedem în cazul vostru ce vă spune psaltirea, da? Dacă vă veți purifica, dacă veți scăpa de dușmani și ce vă arată. În primul și în primul rând, eu voi face o sfântă cruce. Bineînțeles că înainte să fac acest video m-am rugat, cum fac de obicei. Eu nu dorm noaptea, eu nu sunt șarlatancă cum sunt alții, că vă ia mii și mii de euro și își bate joc de voi. Eu sunt corectă, că am avut o viață grea, da? Și am suferit. Și știu ce înseamnă omenia, respectul și onoarea. Și haideți, dragii mei, să deschidem această minunată psaltire peste care eu fac cruce, să se arate cu puterea psalmilor lui David ce se va întâmpla în această lume cu toți ăștia care eu, de fapt și de drept, n-am nimica cu ei. Nu sunt rasistă, nu judec pe nimeni, dar nu. Armata lui Satana pe mine nu mă domină. Înțelegeți, dragii mei? Haideți să vedem. Uite, voi deschide fix aici. Și mie mi-arată după a șaptea catismă. Vă arăt și vouă, dragii mei, ca să vedeți. Voi da lumânare la o parte. Ca să vedeți ce se arată. Scrie clar după a șaptea catismă, acolo jos. Da? Pentru că nu uitați, sunt șapte vaccinuri care trebuie făcute. De ce? Pentru că este o fiară cu șapte capete. Nimeni nu știe. Poate cei care sunt informați știu. Și hai să vedem, dragii mei, ce spune după șaptea catismă. Da? Când va ședea judecătorul pe scaunul său și îngerii vor sta de față, când trâmbița va răsuna și văpaia va arde. Oare ce înseamnă văpaia va arde? Să nu fie care cumva, Doamne ferește, aceste vulcanuri care explodează, să nu fie cumva foc din cer, da? Ce vei face, suflete al meu? Se referă la toți ăștia, pentru că eu pentru ăștia am deschis psaltirea. Dragii mei, ce veți face ducându-te la judecată? Semn întrebării. Deci vedeți că toți avem o judecată de dus, căci atunci, ia uitați ce spune aici, răutățile tale vor sta de față, a, ați văzut, dragii mei, și greșelile tale cele ascunse se vor vădi. Măi, treziți-vă că veți fi judecați, toți vom fi judecați. Pentru aceasta, mai înainte de sfârșit, strigă către judecătorul Dumnezeu, milostivește-te spre mine și mă miluiești. Vedeți, mă? Întorceți-vă, mă, toți cu fața la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vă iubește pe toți.
Puteți să fiți ultimii oameni de pe pământ, cum a fost și Maria Magdalena, ultimile prostituate și ultimii criminali. El vă iubește pe toți, dar vă spune, întoarceți-vă cu fața la El, da? Toți să priveghem și să întâmpinăm pe Hristos, da? Cu mulțumire, cu un de lemn și cu candele aprinse. Ia uite mă aici, cu candele aprinse, mă, voi mă, vă rugați ăștia din Parlament. Sau vi-ați vândut sufletul. Că cel ce va rămâne afară în deșert va striga către Dumnezeu, miluiește-mă. Și atunci Dumnezeu nu-i va mai răspunde. De ce ați înțeles, măi? Toți cei. Nici eu nu sunt, mă, ușă de biserică. Am multe păcate. Toți avem păcate în lume. Dar gândiți-vă, uitați ce vă zice Sfânta Psaltire, că am deschis-o acum, aici, în acest video, direct, ca să înțelegeți, mă. În pat am multe păcate zăcând, mă dezbrac de nădejdea mântuirii mele. Ați văzut, mă, că somnul lenevirii mele îmi chinuie sufletul. Oare ce vrea să zică, mă? V-ați lenevit pe bani și vedeți că aveți sufletul chinuit? Ia uite că s-o deschis și ușa în spate la tereasele, este un semn și doar nu-i pisica, nu-i nimic. Ia vedeți, mă, că nu bate nici vântul. Vedeți că îmi vine mie semne și mi s-a deschis ușa la balcon. Ați auzit scârțâitul? Ați văzut că spiritele sunt aici? Doamne Dumnezeu meu, ca un bun și de oameni iubitor, multe mile ai făcut cu mine, pe care nu mă așteptam să le văd. Aici se referă la mine, mă. Eu mă rog și la voi toți cei care vă veți ruga. Cu ce oare voi răsplăti bunătățile tale, Doamne? Doamne Dumnezeu meu, mulțumesc numelui Tău și mulțumesc vieții pe care o trăiesc. Ați văzut, mă? Treziți-vă, mă, ăștia din guvern la realitate, mă. Hai să vedem. Prea bunule, Doamne, uroa milii tale, să ne mântuiești pentru sfânt numele Tău, cu judecățile tale care le știi, pentru că Tu ești lumina și adevărul și viața. Doamne ajută! Tocmai asta vă spuneam. Eu am deschis acest lucru pentru voi toți cei care sunteți la putere și nesubjugați. Și ați văzut că am primit semn, s-a deschis și ușa de la balcon. Oare cine să fie, mă? Că nu bate vântul aici în Italia. Ați văzut ce semn am primit? Deci țineți minte, mă, voi toți, că nu vreau să vă mai jignesc. Terminați, mă, cu mârșăvia și cu șmecheria, că nu vă ține. Ia uitați aici psaltirea, mă, ce vă spun. Citiți-mă și voi, vă știți cine sunt psalmii lui David? Vă știți cine sunt? Nu aveți habar. Nu aveți habar că puterea lui Dumnezeu e mai mare decât orice de pe pământul ăsta. Și nu veți sta în picioare. Se va cutremura pământul și veți cădea. Vom cădea toți, mă. Pentru că toți suntem în păcat. Ia să vedem, dragii mei, sufletele mele pure și adevărate. Pentru voi toți cei care vă uitați la acest filmat, ce vă arată vouă psaltirea? Da? Toți cei care aveți probleme, indiferent de ce natură aveți, ia să deschid eu pentru toți abonații mei, dragii mei, pentru toți clienții mei și pentru toți cei care mă căutați. Hai să deschid eu pentru voi să vedem, dragii mei, ce vă spune această minunată psaltire. Ia ascultați aici. Normal aici, nu s-o deschis la un capitol anume, ia uitați, s-o deschis la mijloc. Da? Eu o să vă citesc, dragii mei, ce scrie aici la mijloc. Căutați pe Domnul, da? Așa vă spun. Și vă întăriți, căutați fața Lui, puterea Lui. Deci toți cei care sunteți deluzionați, da? Toți cei care nu mai credeți, toți cei care vi-ați pierdut speranța, nu uitați că Dumnezeu ne ajută pe toți. Căutați-L, dragii mei. Aduceți-vă aminte de minunile Lui. Ia uși ce spune. Aduceți-vă aminte că poate să facă miracole, chiar dacă voi nu credeți. Pe care le-a făcut de minunile și de judecățile Lui. Deci are și o judecată Dumnezeu, numai minuni. Deci toți vom fi judecați. Seminția lui Avram, robii lui, fiul lui Iacob, aleșii lui. Acesta este Domnul Dumnezeu nostru, tot pământul, judecățile Lui. Deci nu uitați că peste tot pământul judecățile Domnului sunt. Da? Și vor veni.
zicând, ție îți voi da pământul, Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor. Înțelegeți? Nu uitați că nu sunteți străini și chiar dacă sunteți puțini, Dumnezeu vă va da înzecit. Și au trecut de la un neam la alt neam și de la o împărăție la alt popor. Ați înțeles, dragii mei? N-a lăsat omul să le facă strâmbătate. Deci toți cei care aveți făcute strâmbătări, care aveți făcute farmece, nu uitați că Dumnezeu vi le va dezlega dacă veți crede. Ia uitați ce zice. Și a cetat pentru ei pe împărați și zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vi cleniți împotriva profeților mei. Înțelegeți, dragii mei? Nu vă atingeți. Deci dacă voi vă veți ruga cu credință, Dumnezeu chiar asta spune, nu vă atingeți de unșii mei și nu vi cleniți împotriva profeților mei. Ce vrea să zică profeție? Eu una care am niște capacități pot să am și anume profeție, da? Deci el spune, nu vă atingeți de profeți, dar nu de aia mincinoși, că sunt și din aia care zic, vai Doamne, eu fac minuni și nu face nimic, ca să ne înțelegem. Cuvântul Domnului l-a aprins pe trimisa împăratului și l-a lobozit pentru popor și l-a eliberat pe el. Dragii mei, oricum vă veți elibera dacă credeți cu adevărat în puterea lui Dumnezeu. Ia uitați ce vă spune aici, vă veți elibera. L-a eliberat pe el sau pe ea, înțelegeți, dragii mei. Pus al pe el domn casa lui și căpetenie peste toate avuțile lui. Veți avea succes, veți avea realizări în cazul în care vă veți încrede foarte tare în divinitate. Da? Ca să învețe pe căpetenile lui, pe sine însuși și pe bătrânii lui înțelepciunea. Ce vrea să vă zică prin cuvântul ăsta? Înțelepciunea. Trebuie să aveți inteligență mentală, da? Înțelepciune. Ca să puteți să faceți lucrurile. Dacă le faceți în situația de nervi, dacă le faceți în situația de stres, nu se va întâmpla absolut nimic. Trebuie să gândim un pic mai logic, da? Este greu, nu e ușor când cineva te enervează, stă toată ziua și te cicăle sau mai știu ce. Îți vine, Doamne, iartă-mă să-l și înjur, că și eu înjur. Au, mamă, și când mă apucă, nici frigiderele din lume nu sunt umplate, cum umplu eu de mâncare, da? Toți suntem în păcat. Ia vă zice Dumnezeu că nu vă speriați, dragii mei, că indiferent ce problemă veți avea, dacă sunteți cu adevărată credință, El vă scapă de tot. Da? Și nu uitați, dragii mei, să vă rugați Universului Divinității Supreme, pentru că ei vă poate ajuta. Trebuie să aveți credință, nu înseamnă să vă faceți nici preoți, nici călugări. Să simțiți în sufletul vostru când vă rugați că sunteți conectați de adevăratele cu ceea ce voi spuneți, da? Să credeți cu adevărat. Haideți, dragii mei, să vă fac un descântec la toți cei care mă urmăriți cu această minunată lumânare a îndeplinirea tuturor dorințelor, în afara faptului că v-am citit din Psaltire, atât pentru cei care sunt la putere și ați văzut ce le-au zis de judecată de asta, și pentru toți cei care ați văzut, aveți probleme, vă spune să vă încredeți în Divinitatea Supremă. Eu vă zic în felul următor. La toți abonații mei, clienții mei și toți cei care apelați la mine, cum arde această lumânare, să ardă, dragii mei, să vi se topească tot rău din viața voastră, din destinul vostru, din fericirea voastră, din casele voastre, din familiile voastre. Cum se topește ceara de la această lumânare, dragii mei, să se topească suferințele, lacrimile, tristețele, farmecele, blestemele, ghinoanele, nenorocirile din viețile voastre și din destinul vostru, din sufletul vostru, din corpul vostru, din inima voastră. Așa cum această lumânare arde, așa să ardă flacăra dorințelor voastre, să ardă norocul vostru, să se îndeplinească tot ce vă doriți, așa să ardă fericirea voastră, să rămână flacăra fericirii vie, să rămână flacăra dragostei vie, să rămână flacăra succesului și a vieții voastre vie. Cu puterea Sfântului
Padre Pio, cu puterea Sfântului Mihail Gabriel și a Sfântului Rafael, cu puterea Sfântului Anton și, bineînțeles, cu puterea acestei minunate psaltire și puterea Universului Suprem, dragii mei, să fiți protejați de tot rău, de toate ghinioanele, de toate farmacele, nenorociile, lucrurile neștiute, neștiute, care sunt trimise asupra voastră să ardă, să se topească cum se topește această ceară. Tot ce se întâmplă în această lume, care este necunoscut, neștiut, să ardă, să se topească, toți cei care lucrează cu lucruri necurate împotriva întregii omeniri, să li se topească toate aceste lucruri, să se ducă în iad și să ardă acolo, cum arde această lumânare și se consumă la această lumânare. Toată armata lui Satana să plece, să ne lase, să ne eliberăm, să fim liberi, să trăim în pace, în armonie, în sănătate. Cu puterea Universului, a tuturor îngerilor voștri păzitori, a tuturor sfinților care pe voi vă vedează, care sunt sfinții voștri de nume, fie că această lumânare, dragii mei, să vă protejeze de tot rău, de toate farmecele, blestemele, ghinioanele, norocile, depresiile, bolile știute, neștiute, de toți dușmanii cunoscuți, necunoscuți, să aveți, dragii mei, parte de liniște, de pace, de sănătate, de prosperitate, de noroc, de fericire și de tot binele din univers. Doamne, ajută, fie lăudat și să se îndeplinească tot ce am spus. Dragii mei, sper din suflet să aveți o noapte binecuvântată, Dumnezeu să vă apere de tot rău, de tot ce este rău în această lume care este căzută asupra voastră, să aveți parte de mare liniște, dragii mei, în primul rând sufletească și mentală, să aveți parte de sănătate. Nu uitați să vă rugați pentru eliberarea voastră, pentru eliberarea tuturor celor care vă pun într-un fel sau altul să fiți sclavi, să fiți liniștiți, dragii mei, acolo unde sunteți. Eu vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc o noapte binecuvântată, fie ca îngerii somnului să vă protejeze, să vă facă să aveți vise minunate și mâine dimineață când vă veți trezi, să fiți mult mai pozitivi și mai bucuroși. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc, bineînțeles, tot binele din univers. Noapte bună, dragii mei!